Eliminados de Scarlet 2, deixaram a gente esperando. Tá no bășa calor ce faceți? Am postat un story pe Instagram și mi-a rugat acolo urmăritoare să-mi dea poze cu ele, iar eu o să încerc să le ghicez vârsta. Și fetele chiar s-au ținut de cuvânt, adică am sute de poze, frate, chiar mii de mesaje. Tocmai de asta trebuie să mă urmăriți pe Instagram la @rosniculeț, pentru că o să mai fac videoclipuri de genul și sigur o să vreți să fiți în ele. Am atâtea mesaje la cereri de mesaje și la mesaje normale, că nici nu-mi dau seama de unde să încep. Cred că o să fac ceva la modul ăsta și o să dau click aici și o să vedem. Ok, tipare a dat de dat o poză cu ea. Nu mă pricep la ghici, fete, mă. Cred că de asta n-am nici prietenă, da, se consideră. Nu știu, cât să-i zic, cred că are, nu știu, 17 ani, sincer, 17 ani. Să-i zic, are 17 ani. Bă, că scrie, sper să fi nimeni în vârsta, bă, da, măcar una, frate, măcar 19, aproape 20. Hai că am înțeles, da, că e... Snic, o să mai ai prietene în vecii vecilor, amin, s-a terminat. Dăm super random, apăsăm și frumos ne-a trimis tipa asta o poză. Mi-a dat cu spatele poză, frate, să moră, ce să înțeleg dintr-o poză cu spatele? Nu știu, o să zic cumva 18, sper că 18, dar e greu, bă, de la spate. Până ne răspunde fata asta, trebuie să dai un like, să facem 30.000 de like-uri, chiar dacă ești fată, chiar dacă ești băiat, pentru că trebuie, frate, adică nu o să mai am nicio șansă să am prietenă din moment ce fac videoclipul ăsta. Ok, interesantă poza, cred că are vreo 17 ani tipa. Dacă stau așa bine, da, pare mai matură așa, cred că are, ba nu, cred că are mai mult. Cred că are 18 ani, cred că are 18 ani. Unde e tipa asta care mi-a dat mesaje? Și asta are 18, sau 17, 18 pe acolo. Fata asta cred că are vreo 14 ani. Dacă nu mă înșeală ochiul meu de artist, că nu degeaba am terminat liceul de arte și sunt la facultatea de design, da, pentru că apare, îmi fac o facultate spre surprinderea mea, adică și eu sunt uimit. Scrie, te rog să aibă 14 ani. Bă, hai să vreau să încerc să ghicești 5. Nu, 13, bă, eram așa aproape. Bă, eram așa aproape. Mamă, să mor, băi, dar stai să mă gândesc mai bine, mă, tipa asta are 19 ani. Nici nu mă uit, sigur are 19 ani. Deci toată ziua și toată noaptea are tipa asta 19 ani. Băieții s-au cam supărat, frate, că am făcut doar cu fete. Dar să fim serioși, un băiat nu s-ar uita la un băiat cum reacționează la alt băiat. Bă, un băiat s-ar uita la un băiat cum reacționează la o fată. Sau o fată s-ar uita la un băiat cum reacționează la altă fată. Deci mai e logic, am gândit-o. Pe tipa asta am nimerit-o, sunt bun. Pe tipa asta n-am nimerit-o. Ok, are 16 ani, am zis 19. Hai că da, bine, Snic, hai. Dacă mă uit așa, cred că are vreo 15 ani. 15 ani pe acolo, adică nu pare mai mare, frate. O să zic 15 ani, nu are cum să aibă mai mult. Adică nu e așa dezvoltat, sau cel puțin. Mă rog, ochiul meu de băiat singur, ce poate să zică mintea asta? Ce poate să zică? Are 15, am ghicit? Mamă, bă, ești prost, am ghicit, stai frumos să-i pun de ăștia aici, de ăsta așa frumos. Păi, dar am ghicit, bă, vedeți, deci două am până acum, am două din cinci. Am scrollat așa mult și am ajuns abia la 2 ore, frate, deci abia la 2 ore. Tu îți dai seama cât mai am? Tipa asta are, mamă, tipa asta are, cred că vreo 20, dacă mă gândesc eu mai bine, așa, dacă mă uit din alte puncte, mă uit din alte părți, cred că are mai mult. Bă, dacă mă uit mai de aproape, da, dacă mă uit mai departe, cred că, nici nu știu cât să spun. Cred că are mai puțin, are vreo 13 ani, sper să nu mă fac de râs. Bine, sper sincer să n-ajung la o fată de aia să-i zică că are 14 ani și să aibă 27. Nu, chiar ar fi rău, tare, nu e ok. Uite, tipa asta are aproape 18, frate, și eu am zis că are 13 ani, ce prost. Scuze, vai, scuze. Ok, tipa asta cred că are vreo 17 ani. Bine, și machiată nu-mi dau seama, dar o să zic 17 ani. Eu n-am nevoie de timp să mă gândesc, mă, n-am nevoie de timp să mă gândesc. Eu am ochiul de artist, am ochiul format, am ochiul, știe ochiul meu ce știe, serios. Ok, tipa asta are... Câți ani are tipa asta? Tipa asta are 19 ani, așa o simt. Simt că are 19 ani, sincer, așa simt eu. Unele fete răspund mai greu, nici nu le condamn. Tocmai de asta cred că o să văd la sfârșit câți ani aveau și câți am zis și câte am nimeric. Pentru că, gen, bine, dacă astea care răspund instant, e super bine, dacă nu văd la sfârșit. Ok, din perspectiva asta și cu alb-negru, încerci să-mi păcălești un pic ochiul de artist. Este greu să-mi dau seama. O să zic undeva la 16 ani, de fapt nu sunt sigur pentru că nu văd perspectiva, ok, mă înțelegi, fato? Doamna, Bianca, băi Bianca, măi, ok, Bianca, hai că tu, Bianca, cred că ai vreo 18 ani, simt eu așa, simt eu că ai 18 ani, așa simt eu că aș putea să, da, așa arătam și eu la 18 ani, de asta zic, cred că are vreo 18 ani, așa o simt. Emma, tu, Emma, ai undeva la
21 de ani, 21, cam așa, cred că cam atât are. Așa mi inspiră ochii ei și părul ăsta care vine, așa mi inspiră care are o față de 21 de ani. Totodată poate să aibă 1,40 și 12 ani, dar ne riscăm și noi cum ar veni. Ok, Loredana, mamă, Loredana, tu ai 2, tu ai, Loredana, ai 22 de ani, are 22 de ani, Loredana. O cunosc pe Loredana, hai că o cunosc pe Loredana, dacă e, hai că. Loredana are, stai să văd câți ani are Loredana, aproape 20, la naiba. Miruna, câți ani ai tu, Miruna? Cred că ai vreo 17 ani. Narcisa, oh my god, Narcisa, să mor, hai că mor dacă e. Cred că ai, băi, câteva, ajutați-mă, câți ani are Narcisa, frate, să mor eu, nu o simt, nu văd de după scaunul ăsta, blochează scaunul, ce trebuie să văd? Ia și tu scaunul ăla din față să văd și eu puțin, să-ți văd puțin vârsta, serios acum, adică. Bine, Narcisa, cred că ai vreo 17 ani, așa, nu, atât am zic forțele mele și scaunul ăla, nu poate zic că scaunul ăla mai mult. Am ghicit-o pe Narcisa, are 17 ani, am primit notificare acolo, n-am apucat să apăs, frate, sunt la a treia ghicită. Bă, da, știu că mi-a trimis să mor, că nu mai pot, am dat de-a scroll și dau așa random, dar zis o grămadă. Mamă, Andreea, să mor eu, păi câți ani ai, Andreea, să mor, ai 24 de ani, toată ziua și toată noaptea, bine, cel puțin, așa mi inspiră, nu știu, îmbrăcămintea asta, știi, adică când te îmbraci așa mai formal, ai mai mulți ani, așa simt eu. Ghită, tate ditară la portită, ghită, hai te ghitim împreună, o fetită. Cred că a venit timpul să mai ajut de la mesaje de astea pe care le mai am, pentru că și aici am o grămadă de mesaje. Cristina, ești înăltuță, cred că ai vreo 19, nu, cred că are vreo 20, are vreo 20 de ani, Cristina, e cam înaltă, așa pentru 20, e cam, da, e înaltă. Teodora, tu ai, câți ani ai Teodora, mă, că ești prea matură, așa, nu știu câți ani ai, măi, Teodora. Câți ani îmi inspiri tu, măi, roșcat-o, măi, că nu-mi dau seama. Cred că are undeva la ta-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 
Portugal! Ei, m-am zis că are 21 și are 22, eram din Oprea. Băi, dar eram pe aproape, bă. Hai că totuși am șansă să fac o prietenă, bă. Hai, vă rog, vă rog. Miruna am zis că are 17, are 15. Hai că dacă e după gradii, dacă e. Diana am zis că are 17, are 18. Hai că eram pe aproape. Julia am zis că are 16, are 15. Ne, morții mei, eram pe aproape. Larisa are 20... Hai că... Hai, avea 19, am crezut că da. Narcisa are 17... A zis că are, da, și că în februarie împlinește 18. Bă, man, sunt a patra fată, fată. Bă, a patra fată, hai că pot. Am zis lui Larisa că are 20 și are 13. Bă, dar stai, bă, cum s-a arăt, bă, așa la... Bă, 13, bă! Să mor de greșeli, dar nu există așa ceva. Nu există, nu, când dau cu ceva în cap, nu există. Băi, frate, am înțeles așa că zic că are 15, are 16, are 19, are 20. Bă, dar de la 20 la... 13 ani, trebuie să ia vreo 7 etaje așa în jos liftul, să mor dacă te mint. Doamne, iată, măicuță sfântă, dacă am reușit cu ceva. Dar mai fi cam multe, extraordinar de multe fete, dar am obosit, sincer, am obosit, mă jur. Voi credeți că e ușor să primiți mesaje de la 3000 de domnițe și să le ghiciți vârsta și e ușor, dar nu e, vă zic eu, nu e. Uneori în viață plângi că n-ai fete, iar alte ori plângi că ai prea multe. Gen ăsta sunt eu, univers paradoxal la mine, că așa sunt eu. Cred că cam ăsta e video și vreau să-mi cer scuze personal de la fie care fată căreia i-am greșit vârsta și la fiecare fată căreia nu i-am răspuns pentru că e greu. Dar dacă vă placă video, să-și facem multe like-uri și văd că merge așa, mai facem o dată din nou cu alte fete, poate și cu băieți. Nu, cine face cu băieți, face, zicem, băieți. Da, măi, fetelor, cred că videoclipul ăsta mai bine se numea în titlu Cum să nu-ți faci prieten în 10 în 10 minute. Uitați de un follow pe Instagram la Sniculeț cât mai repede și da, ne vedem episodul următor. V-am pupat, drăguțelor. Pa, bă!